Salutare din nou, am văzut că mai jos mai sunt comentarii, am crezut că am scăpat de ele, dar vă mulțumesc din nou pentru comentarii și să citim. Da, corect, aștept un filmuleț cu prețurile. Nu știi cum merg prețurile. Eu am lucrat în Olanda și Irlanda, Austria, prea puțin în țară, așa că ar fi bine venit. Bun. Aici am ok. Să spun care sunt prețurile. Prețurile ți le faci tu, de fapt, în funcție de cât ai de lucru. La început, bineînțeles, eu zic că la început e ok, un minim 40 de lei pe doză. Adică nu pe doză, pe poziție. Pe poziție, eu zic că e cel mai corect. Minim 40 de lei pe poziție, așa că nu ai beton, bineînțeles. Nu în beton, în beton 100 de lei pe poziție, pentru că în beton e foarte greu. Cam astea ar fi prețurile de început. Și după asta, când ai de lucru foarte mult și ești cunoscut, trage lumea de tine, stânga, dreapta, hai bă, și fă și mie, te rog eu frumos, că tu lucri bine. Atunci o să zici, bă, eu acum am o lucrare, dar dacă vrei, dacă mă aștepți, uite-te și zici un preț mai mare și tot așa crești prețurile. Așa și superstarurile. Păi la început cântă pe 2 lei, pe 10 lei care îi bagi la, îi pui pe frunte și după aia acum au pretenții de zeci de mii de euro la o nuntă. Cam așa merg și la noi treburile. Mulțumesc pentru sfatul, drag. Mulțumesc și eu pentru vorbele frumoase. Ia să vedem mai jos. Felicitări, mulțumesc. Așa, unde era? Interesant, vreau să-ți cer câteva sfaturi. Vreau să înființez o firmă de electrică și mă interesează câteva sugestii. Aici cu firma, îți spun eu care e treaba. Eu am avut firmă, că acolo am și învățat să lucrez asta. În 2008 am avut prima firmă. Dacă eu am avut asociat, înțelegi? Noi am fost asociați, dar să știi că nu te sfătuiesc cu asociați, că deși oricât de bun prieten ai fi, la un moment dat, dacă apare ceva în viață, nu neapărat că din cauza lui sau ceva, poate să căsătorește cu nu știu cine și apar discuții după aia. E foarte greu să te desparți după aia de asociat. Orice ar fi și de mare asociatul sau ăsta în ea, sunt foarte grele procedurile și de succesiune și de sunt foarte multe. De asta cel mai bine e pe firmă sau să faci singur firmă și să te gândești la ce ținte ai tu cu firma aia. De fapt, când o deschizi, ce o să vrei să fii? Să fii tu, să lucri tu singur pe firma aia, adică accepti ca cineva să vină și să-ți facă lucru în locul tău, adică ești pretențios să lucri exact ca tine. Pentru că sunt foarte puțini meseriași care o să lucre exact ca tine. Trebuie să faci compromisuri, știi? Dacă vrei să-ți faci o firmă mai mare, trebuie să accepti că sunt oameni care lucră mai prost ca tine. Dar nu, poate vor să învețe. Și atunci, că eu de asta zic, am întâlnit foarte mulți și eu sunt cam așa un pic că ăsta, dar am întâlnit mulți oameni care nu pot să fie decât foarte perfecționiști. Și atunci cel mai bine e să, dacă ești perfecționist, atunci fă-ți o firmă mică, un PFA și atunci lucrezi pe cont propriu și nu te gândești la ce fac angajații și că nu lucrezi exact cum lucri tu, să-ți mai consumi creierul cu asta. Și atunci o să lucri tu singur, dar pe prețuri mai mari. Că vei deveni tot mai bun. Dacă vrei să-ți faci, în schimb, o firmă de asta, să fie mai mare, te gândești să ai o firmă mai mare cu mai mulți angajați, atunci ar fi bine să-ți faci un SRL. Guvernul eroi. Bun, și SRL-ul să fie societate, da, societate cu răspundere limitată.
să fie plătitor de TVA. Și ce spun de ce? Pentru că dacă ești plătitor de TVA, poți să faci anumite șmecherii cu TVA-ul ăla. Înțelegi? Numai ca să-ți dau așa o simplă chestie, tu, dacă ești plătitor de TVA și bineînțeles ai și o firmă mare, că te-ai gândit cu mulți angajați, da? Tu ai beneficii foarte mari, că în momentul când îți cumperi mașini, tot felul de scule, tu nu plătești de fapt prețul de la raft, că plătești prețul fără TVA. TVA-ul îți plătește omul la care lucri. Ăla plătește TVA-ul, beneficiarul îți plătește ție TVA-ul, iar tu TVA-ul ăla de la raft se deduce din TVA-ul ăsta ce ți l-au plătit. Că normal TVA-ul e a statului, nu e al tău, deci TVA-ul vine și trebuie să pleacă, să plece. Dar tu plătești doar o dată TVA-ul, nu plătești de două ori, o dată l-ai plătit. L-ai plătit pe produsele care îți ajută firma să crească. Oarecum dacă îți faci firmă SRL, ești, vei fi blestemat să te îmbogățești. Dacă îți respecti regulile care le-au făcut hoții le-au făcut, doar trebuie să le respecti regulile, să nu scoți bani din firmă și firma îți va crește, de vei deveni milionar foarte rapid. Dar trebuie să respecti, să nu scoți banii din firmă, că eu am scos și am falimentat. Deci cel puțin un an de zile să nu scoți niciun bani acum. Îți dai salariu ție, îți planifici salariul fiecare, tot și din firmă să nu scoți niciun ban. Pentru că să zic și de ce. După un an de zile de activitate și firma ta are documente atestate că tu ți-ai plătit, dă-te taxele la zi. Tu ai bani în bancă. Înțelegi că tu nu ai scos nimic din bancă. Tu tot ai lăsat în bancă. Ăla ții profitul tău pe firma, așa ți-a crescut firma, deja firma ta e puternică, are un an de activitate, te duci și poți lua o linie de credit de la banca la care ai contul. Da. Tu deja ia vede istoricul, ce tranzacții ai avut prin bancă, toate tranzacțiile să le faci prin bancă, aia e foarte important. Și ce să zic? După aia, când ai un capital acolo mai măricel, dacă banca, tu ai garanție că tu poți să bagi 10, 20, 50 de milioane într-o lună. În fiecare lună ți intră în bancă și atunci îți dai sarce credit, îți poate da, îți dă o linie de credit de babană, tu poți deveni constructor, asociat la ceva construcție. Sunt construcții care se fac fără bani, practic, vă spun. Cunosc oameni care s-au adunat așa 2, 3, 4 și au făcut, s-au asociat și au construit blocuri, practic, aproape fără bani. Fără foarte puțin bani. Pentru că s-au înțeles cu terenurile, terenurile au venit gratuit, în bază la terenul au dat apartamente. Și practic faza aia, că terenul e cel mai scump. În fine, asta am dezvoltat cam mult, poate un pic. Ok, să mergem mai departe. Dar mie mi-a schimbat niște duze la centrală și într-un minut mi-a luat 200 de lei. Ai perfectă dreptate. Aici acum estimez prețul unei lucruri la videoclipul ăla. Da. Păi, vă dați seama, normal că am dreptate. Păi dacă nu mi s-ar fi întâmplat, n-aș fi făcut videoclipul. Felicitări, dragule, ai perfectă dreptate. Am făcut prea multe vile pe degeaba. Mulțumesc mult, te urmăresc cu plăcere. Mulțumesc și eu și sper să... Na, sper să ajute. Trebuie să ne deschidem un pic ochii. Uitați, am fost să-mi cumpăr motorină. Și am văzut că ieșa, de obicei când ajungea pe la 50 de lei, mă, aproape de 10 litri. Și văd că tăbac, 10 litri vreau să bag. Și mă văd 60 și ceva de lei, 61 de lei. Nimă mâncața, 61 de lei, e clar, tăti se vor scumpi.
nu poți rămâne tot la același prețuri de acum 10 ani. Nu? Toate s-au scumpit. Păi da, cum? Rămânem în urmă? Ce, suntem retardați? Nu. Mergem împreună cu piața. Nu? Nu. Sper să vă ajute. Vă mulțumesc încă o dată. Sănătate.